Lupta pentru finalizarea lucrărilor de pe tronsonul de autostradă de Valugoș continuă milimetru cu milimetru. După 3 ani de bâlbe, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este nevoită să reia licitația pentru proiectare și execuția lucrărilor pe cei aproape 10 kilometri dintre localitățile Holdea din județul Hunedoara și Margina din Timiș. Acest lucru se datorează faptului că din 6 oferte depuse inițial doar una a fost eligibilă, dar în faza finală și aceasta a fost declarată neconformă. Ofertele pentru noua licitație se pot depune până în data de 9 iunie, termenii fiind de 10 luni pentru proiectare și 38 de luni pentru execuție. Costurile lucrării sunt de aproximativ jumătate de miliarde de euro și ar trebui finalizate până la sfârșitul lui 2026, întrucât banii vin din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproape 500 de milioane de euro este costul lucrărilor de pe cei 9,13 km de autostradă rămași neterminați pe tronsonul Deva-Lugoj, între Holdea și Margina. Banii vin prin PNRR și lucrările trebuie terminate până la sfârșitul lui 2026, în caz contrar România urmând a pierde aceste fonduri europene. Pe traseu vor trebui amenajate și două așa zise tuneluri pentru urși în lungime de 2,13 km pentru a se respecta normativele europene de mediu, iar acest lucru este știut încă de acum 9 ani. Autostrada Deva-Lugoj, la care lucrările au început în 2011, trebuia finalizată în luna mai 2016. Aproape 500 de milioane de euro este costul lucrărilor pe cei 9,13 km de autostradă rămași neterminați pe tronsonul Deva-Lugoj între Holdea și Margina. Banii vin prin PNRR și lucrările trebuie terminate până la sfârșitul lui 2026. În caz contrar, România urmând a pierde aceste fonduri europene. Pe traseu vor trebui amenajate și două așa zise tuneluri pentru urși în lungime de 2,13 km pentru a se respecta normativele europene de mediu, iar acest lucru este știut încă de acum 9 ani. Autostrada Deva-Lugoj, la care lucrările au început în 2019, trebuia finalizată în luna mai 2016.